Când se bucurau călătrice și lor asfaltul pe la poartă, localnicii de pe strada Bisericii de Jos din satul Dâmbovița Îmbrănești s-au trezit din nou cu echipe de muncitori. De data aceasta nu mai reparau, ci spărgeau covorul asfaltic proaspăt turnat. Asta deoarece, ca de obicei, nu a existat comunicare între firmele care au executat lucrările. Cei care au asfaltat nu s-au gândit că apa rezultată din topirea zăpezii sau adunată de la ploi trebuie să se scurgă printr-un sistem controlat și, în consecință, au ignorat tubul vechi și blocat de peturi și mizerii. Acum, altă firmă s-a gândit să-și trimită muncitorii să rezolve problema, însă cu prețul distrugerii a ceea ce au clădit alții. Și pentru ce ați mai spart? Pentru că era stupat traseul de sub dedesubt, nu puteam să trecem, să decolmatăm. Și a trebuit să spăl. Adică nu era un tub din ăsta pe interior? Era făcută o casetă, care era stupată la jumătate. Păi și nu ar fi trebuit dinainte să puneți? Adică cine? Înainte să asfaltați, nu ar fi trebuit să puneți? E o placă de beton deasupra. Deci era o placă de beton. Și a fost caseta stupată. Ne-a sesizat caseta stupată, am venit, am desfăcut până unde am putut să desfacem, să scoatem aluvionele depuse acolo și am înlocuit cu un tub de beton. Ăsta e tot asfaltul care, bineînțeles, va fi pusă o mixtură. Prin urmare, cu alți bani și altă forță de muncă, trebuie reparată bucata de asfalt distrusă sau, cel mai probabil, va fi lăsat așa până la primăvară, că tot vine iarna, iar febra sărbătorilor plutește în aer.